Salutare și bine v-am regăsit! A revenit cu un nou clip, tot pe partea de tinichigerie. Andrei m-a întrebat cum a reușit să fac eu petecul acolo și dacă pot să explic un pic mai mult tehnica mea, vorba vine, de a peteci eu un cazan. No. Păi uite, Andrei, am zis că prima și prima oară fac rost de niște hârtie, ceva mai grosuță, nici foarte, foarte groasă, s-o pot tăia la foarfecă, ușor, știi? Da, și mă uit aici, îmi iau o țigară, o cafea sau un suc și stau așa și mă uit la câteva minute și de unde să o încep. Da, și vin cu hârtia aici și îmi fac conturul după locul acesta. Da, și el trebuie să se cam așa, știi? Da, deci se bagă frumos în locul ei. După ce fac treaba asta, eu mă duc și o pun pe o tablă și o tai. Ți-am zis că am plasma aia, uite acolo, și aia neagră, și cu aia tai eu mai nou. E mult mai ok, cam într-un minut rezolv problema. Și uite, după ce am tăiat, am pus-o pe asta. După ce am tăiat, bineînțeles, am luat-o de pe asta și rezultă secera asta. Care, uite, vine aici. Vezi? Opa, așa. Uite, mă uit și la cameră, mă uit și la tine. No. Dar mai este o problemă, uite, care am identificat eu și încerc să vedem dacă este ok. Vezi tu, sunt niște nervuri aici. Am varianta să bat, să le îndrept, sau am varianta să fac tăieturile astea între ele, iar pe parcurs ce sudez, eu pot să le bat. Uite, de exemplu, o iau pe asta de aici. Sudez sus, cu cât mă apropii mai mult în jos, pot să bat un pic pe ea, să o aduc acolo. Asta să o duc aici, asta în interior, asta deasupra, asta în interior. Deci e o chestie care am observat eu că lucrez mai bine. Nu știu dacă e valabil sau există așa ceva în lumea tinichigiilor, dar mie mi se pare ok treaba asta, după care sudez între ele. Dar mie mai ușor să modelez pe curb în condițiile astea de aici. Da. Și atunci apelez la chestia asta. Uite. Vezi, aici am bordura asta. Nu pot să merg pe aceeași lungime cu diverse dimensiuni, pentru că nu îmi permite tabla și nici nu ai cum. Și atunci fac tăieturile între ele. Uite, vezi? Aici e adâncitură, aici e umflătură, adâncitură, umflătură, adâncitură. Așa mai. Și eu atunci pot să bat pe ea și să o duc la nivel și să o pot suda. Cam asta a fost. Să mai pun tutorialul ăsta, nu o să mai revin la petece, că îs destule pe partea de Jimmy. Și o să ne vedem tura viitoare. No. Spor la treabă, îți dorești și ție. Și bagă mare și pune și tu, fă-ți un canal sau știu. Trimite pe Facebook și dacă mai ai nelămuriri, încerc să te ajut cum pot eu și cum știu eu. No. O zi faină și numai bine.